Bună dimineața din Dubaiul încins. Astăzi o să fie mai cald ca până acum. La starea vremii, la televizor am văzut o să fie 48 de grade și temperatura resimțită 52. Foarte, foarte cald. Nu poți să respiri. Este mezeala asta, dacă vedeți, este ca o ceață așa, nu, marea nu se vede. Uite, acolo printre blocurile a doua să văd marea. Foarte mult umezeală. Nu o să merg nici la piscină. Este îngrozitor. Stai în apă, dar după aia când a ieșit nu e prea plăcut. La prânz o să merg până la Carrefour. Este aici un Carrefour aproape. Un abonat m-a rugat să văd ceva prețuri pe acolo. Știu că acest lanț de alimentări sunt cele mai ok din Dubai, cele mai ieftine. Nu știu de ce am uitat că am un Carrefour foarte aproape, eu coboram jos, este mai comod, într-adevăr. Coboram jos la alimentarea de aici din mall, care cu siguranță este scumpă. Haideți să vedem, să facem o comparație între asta de jos și Carrefour. O să mergem și la masă, vedem ce găsim să mâncăm. La piscină o să merg doar pe seară și vedem ce mai facem astăzi. Căutăm umbră și hidratare. Hai să mergem și la masă, dar ezit. Înăuntru 20 de grade, afară 51. 20 de grade, 51 de grade. Mama mea. Ia. Nu vă imaginați. Exact cum deschizi ușa la un cuptor și te bagi înăuntru. Ai de capul meu. Am transpirat-o deja. Hai de mine. Până la restaurant o să fac un mic ocol, dar foarte mic, 300 de metri. Undeva aici pe stânga este un Carrefour. Și v-am zis și dimineața, cineva m-a rugat să arăt prețurile din Carrefour. Sunt convins că sunt mult mai mici decât prețurile din alimentare de la Mall Marina. De fapt, alimentările Carrefour sunt cele mai întâlnite în Dubai. Peste tot vezi alimentări Carrefour, peste tot. Și prețuri bune. Hai să vedem cât costă produsele care le știm noi în România. Nu o să filmez prea mult, dar cât de cât. Să ne facem o părere. Uitați, sunt cele mai întâlnite alimentări din Dubai. Nu sunt foarte mari, dar găsești de toate. Vine să mă bag aici. Dar se supără ăștia pe mine. Am ce m-aș băga aici și m-aș rostogoli așa puțin. Ia să-mi cum e apa. Hai de capul meu. 100 de grade. Fierbe. Îngrozitor. Hai înăuntru. Bananele 2,95. La mine în mall erau de 3 ori prețul. Mango 10, 19, 8. Acolo erau de 3-4 ori prețul. Cred că de mai mult. Erau de la 30 de euro până la 60 de euro. Mango. Da. Roșiile 3,90. În 5 lei maxim. Cam așa. Cartofii frumoși 1,95. Cam 2,50 lei. Ceapa este mai scumpă ca la noi. Vine cam 7 lei kilogramul. Mandarine 6,50. Cam 8 lei kilogramul.
apa aici e 0,70, acolo era 3, deci e mult, mult mai ieftin în Carrefour. Este incredibil, incredibilă diferența. Uitați, asta era 3 dirham, 3,75, aici 1,75. Deci cumpărați de la Carrefour, neapărat. Un Pepsi la 1,5 litru, 5 dirham, cam 5,50 lei. Cola ceva mai scumpă, 6,50 lei. Mountain Dew 5 lei, 5 dirham. Înmulțiți cu 1,20. Mi-e mai ușor și mie să vă spun așa. Mama mea, am găsit bere. Vă dați seama că toată berea asta este fără alcool. 4,25. Heineken. Zero alcool. Peste tot. Deci în mall-uri și magazine alimentare găsiți totul este cu 0% alcool. Uitați. 0%. Un Red Bull 13,60, 15 lei. Power Horse 9,15. Puiul este ceva mai scump. Uitați, jumătate de kilogram de pulpe fără os sunt 24,50, vin aproape 30 de lei jumătate de kilogram, 60 de lei kilogramul. La fel și aici. Piept 24,95, jumătate de kilogram. Pulpe cu os și cu piele. Nu știu, 20-27, habar nu am. Ia. Inimioare 21,45. Cât? 900 de grame. Da. Și alte vi le arăt degeaba, pentru că nu avem echivalent în România. Brânza 6,80 e 100 de grame, adică 68 de lei, vreo 80 de lei, vreo 80 de lei kilogramul. Mezeluri, măsline, totul e la 100 de grame. Brânză 6, tot felul de aperitive. Mici cu orez, nu știu cât mici aia. Hârnați. Arată ca mici. Aici pui. Cât e puiul ăsta? Este 8 dirham 50, este jumătate de pui. 10 lei jumătate de pui. Aici da, merită. Uitați aici, un pui întreg. Cât o fi puiul ăsta întreg? Sper să nu se sprește pe mine. Un pui întreg este 16,95. Mama mia. Pe aici mănânci două persoane cu 20 de lei. Este incredibil, 20 de lei un pui întreg. Așa da. Pâinea 7,25, 3,95. Na. Lipi cu 2 dihori, 1,90. Eu dimineață am luat așa lipi cu 4 dirhami. Deci la mine acolo alimentară este cel puțin dublu prețul. Hai să mai căutăm. Eu când am plecat de acasă, ardeiul era undeva 16, 17, 18 lei. Aici este 10 lei, este ardeiul roșu și ăsta galben este 15, vreo 17 lei. Roșiile astea mici, ca să lua de 350, astea scumpe. Da, nu știu să vă mai arăt. Hai să mai căutăm laptele. Lapte 3,35, 6,65, 6,65. Astea sunt mai mari la 12 dirhami.
Ăsta cât are? Ăsta are... Nu știu cât are. Dar e mare, litru mai bidon, cred că are 3 litri. La 21 de dirhami. Și mai ieftin lapte. Uitați, un litru jumate, 12 dirhami. Ouăle, la noi, la mine, la magazin, jos, în mall, sunt astea de 6 ouă, am dat pe ele 15, pentru că am vrut să fac un experiment și o să vă povestesc după. Uitați aici, 10 ouă, 10,95, adică vin 12 lei. Aici sunt 15 ouă cu 13 dirhami. Mama mea, ce prețuri bune au la Carrefour. Cofrag de 15 euro 13, 6 euro 4,85. Dacă mă credeți, prețurile sunt cumva la jumătate în Carrefour. Și sunt cele mai întâlnite alimentări. Na. Am filmat așa ce trebuia în mare, dar mă recunosc vinovat, am luat țeapă cu alimentarea din mall-ul meu, mall-ul unde, hotelul deasupra mall-ului unde locuiesc, pentru că prețurile sunt duble sau triple, 100%. Hai să vedem și aici mezeluri. La mezeluri stau foarte prost și sunt foarte scumpe. N-am vrut să vă spun, dar eu dimineață am cumpărat o singură conservă de carne, uitați, așa mică, și a fost 16 dirhami acolo. Foarte, foarte, foarte scump. Hai că ies afară și povestim. Am ieșit afară din Carrefour. Să știți că nimeni nu îți interzice să filmezi, din contră te încurajează. Carrefour-ul este cea mai întâlnită alimentară din Dubai. Toate celelalte sunt dublu sau triplu la preț. Ce nu găsești aici? Eu am căutat și la mine în alimentară. Mă scuzați că zic la mine în alimentară. La alimentara de care mi-este mie cea mai aproape. Nu găsești conserve. Eu am găsit o singură conservă de carne, tulip, asta este veche, o știe toată lumea, foarte, foarte bună. Nu găsești semințe, din ce am observat eu, am vrut să cumpăr semințe, să mănânc semințe pe balcon. Nu găsești, nu există așa ceva. Nu găsești chingo sau gumă de mestecat, cum știți și dumneavoastră. Am căutat gumă de mestecat și nu găsești. În metrou este afiș mare, nu ai voie să fumezi, nu ai voie să mănânci, nu ai voie să bei și, foarte, foarte important, nu ai voie să mănânci. Dacă te prind cu gumă de mestecat, este o amendă foarte, foarte mare. Nu știu, costă 150 de dirham, am 200, abar nu am, nu mai țin minte. Deci, gumă de mestecat nu prea o să vedeți aici și nici semințe. Românii care au aceste obiceiuri, să nu vină. Hai să mergem la restaurantul meu preferat, să vedem ce găsim de mâncare. Trebuie să mă opresc puțin. Mai am, nu știu, jumate din instanță, dar uitați, lumea stă pe bancă. Căutăm puțin o umbră. Este îngrozitor afară. Este îngrozitor. Nu se poate respira. Se oprește respirația, face atac de panică. Nu știu, n-am făcut niciodată atac de panică, dar simt așa că nu mai ajung la destinație, că nu o să mai pot, că pățesc ceva. Este incredibil, este incredibil, incredibil de cald. Era o melodie, nimeni pe străzi. Ăștia nu sunt pe stradă. Și uitați. Doar eu mai mă încumet.
Vai de mine. M-am oprit puțin pe faleză pentru că trebuie să înaintezi așa, din 10 în 10 metri. Te oprești la fiecare umbră care o găsești. Aici am găsit umbra unui palmier. Și era acolo o ofertă. Două feluri de pizza și o bere fără alcool, 79 de dihori. Deci nu mâncați undeva aici pe faleză, că nu este ok. Uitați acolo. Ieșise imediat cineva să mă întrebe: "Hello sir." Ceva de genul. Deci două feluri de pizza și o bere fără alcool, 79 de dirham. Aici pe faleză nu o să găsiți mâncare ieftină. Ca să vă explic, o să intru prin acel bloc, fac stânga și o stradă paralelă, puțin mai în față, este restaurantul unde mănânc eu bine. Și orice restaurant, dar nu pe faleză. Trebuie să ajung la cealaltă umbră. Hai! Aici, în pasaj, zici că suflă vântul și suflă. Dar e ceva ca și cum e un fion, un aparat de uscat părul. Nu vă imaginați, nu vă imaginați cât este de cald. Vai de mine. Și mai am până acolo. Orice drum de 10 minute se pare o eternitate și ți-a jumătate de oră. Am mai găsit aici puțin umbră, mai am puțin până la acel restaurant. Ai, de mine. Mai stau puțin. Transpir tot. Cuptor. Nu merge nimeni fără umbrelă. Uitați. Doar eu. Cred că o să fac aici un monument. Un român curajos a căzut în fața restaurantului. Am ajuns la restaurant. Înăuntru sunt 18 grade. Tot felul de grilluri, supe. Aperitive, salate. Mic dejun, asta nu mă interesează, indian, tot ce indian este 22 de dirhami. Vă spun, dacă mănânci de la alimentară, te costă cel puțin dublu, orice ai mânca. Poți să mănânci doar pâine și cu puțin salam, te costă dublu. Indian, ei mănâncă mult ouăle astea. Indian, aici fără carne, cum mănâncă de obicei, fructe de mare, aici la tandor, mama, astea-s bune, cred că e pâine, indian, ce bine arată ăsta. Ăsta am luat eu ieri și mi-a plăcut extraordinar. Hai să vedem, cred că tot de pe aici undeva o să iau. Ore simplu. Trebuie să fii bătut în cap să iei doar ore simplu, pentru că dacă iei o puțină carne, este încă 10 lei în plus. Asta nu mai știu ce sunt. Biriani făcut în bambu. În bambus. Chicken. Dar cine știe ce-s astea? Pește, creveți, pui. Hai, mă hotărăsc și vă arăt ce comand. Sper să nu mă urască nimeni, dar uitați-vă la comentarii. Multă lume mi-au scris dacă am mâncat cămilă. Și acum, abia acum am văzut că au cămilă aici. Am luat camel masala, are și puțin sos. Am luat și puțină pâine indiană și o apă plată. Deci
Nu am reține să încerc o carne nouă. Dacă nu-mi place, vă spun, eu o să cumpăr altceva. Dar vreau să încercăm carne de cămilă. Este incredibil, uitați. Camel roast și camel masala. Ce zice aici? O să vedem cum este. Mama mia, carne de cămilă. Este un indian lângă mine. Dacă vedeți ce urât mănâncă. Și-a luat două feluri de mâncare și mută, ei mănâncă numai și numai cu mâna și mută dintr-un farfurie în alta cu mâna și a murdărit toată masa, a dat și pe jos. Și atât de fericit. Deci să nu vedeți niciodată indian care mănâncă în stil tradițional. Vai de mine! Uitați ce am comandat. Asta e o pâine de aia indiană făcută așa în unt. Oh, de fapt sunt două. Asta e super fragedă și gustoasă. Mama mia! Am aici tocăița mea de cămilă. Puțină salată. O apă plată. Dar sunt curios de tocăința asta de cămilă. Dacă nu-mi place, vă zic, știți că eu sunt corect. Bine, sigur o să-mi placă. Hai să punem în farfurie. Mama mia, carne de cămilă. Îmi pare rău de cămilă, dar trebuia să gust. Am pus în farfurie să se mai răcească. Uitați puțină pâine indiană. Să dăm sosul. Hai să vedem cum este. Foarte, foarte bun. Nu este picant. Decât foarte puțin. Scuzați zgomotul. Ăștia în spatele meu ascultă, urmăresc de fapt o cursă de câini din India. Sunt niște câini care aleargă și sunt cu sufletul la gură, cred că au pariat. În spate se aude un blender. Na, dar asta e tot farmecul la așa un restaurant. Mâncarea este foarte bună. Încă n-am gustat din carne, hai să gustăm și din carne. Uitați, carnea este foarte închisă la culoare, ca un vânat. E mult mai închisă decât un vânat, e vânătă de fapt. Uitați ce culoare are. Hai să vedem și la gust. Are un gust neutru, cam duce spre vită, dar vita e mai bună. Nu este foarte fragedă, foarte savuroasă. Se poate mânca, poți să pui cuiva în farfurie să spui că e vită și mănâncă, fără probleme. Nu este ceva să te dea pe spate. Sosul face mai mult decât carnea. Mai încerc. Vă spun părerile mele. Am găsit și bucăți mai de o altă culoare, uitați. Seamănă cu carnea de vită și astea sunt și mai fragede. Ca sunt căștine ca indienii. Așa cu lipie. Cu sos. Așa se mănâncă. Mama mia. Mm.
Băi, da, e bun asta. Cred că prima bucată a fost dintr-o cămilă mai bătrână sau dintr-o altă parte a cămilei. Dar carnea e foarte bună. Înseamnă cu carnea, între carne de vită și carne de oaie. Poți să păcălești ușor pe cineva că este carne de vită sau carne de oaie. Să știi că e foarte, să știți că e foarte bună. Mamă mia. Mamma mia. Dacă ai prins gustul, este delicioasă. Mamma mia, cât de bună este. Nu mai așa trebuie să mănânci. Cât este de bună. Eu am fost reticent la prima înghițitură. M-am uitat așa și la culoare. Dar vă spun, se topește în gură. Și este super aromată și super gustoasă. Vă scuzați că mănânc așa. Dar sigur să vă fac poftă. Foarte, foarte bună este. Mănânc tot. Tot mănânc. Am mâncat tot, tot, tot. Absolut delicios a fost. Ia uite. Aici mai este puțină pâine, dar mi-au dus două, a fost prea multă. Și asta e caldă, stopește în gură, plină de unt. O nebunie. Și salata. Uitați ce a rămas din tocana mea de care de vită. Să știți că nu e picantă deloc. Dar condimentele astea indiene fac factor. Mamă mia, cât de bună a fost. Aici au fost două oase. Și vezi numai carne macă. O bunătate, o bunătate. Multă lume o să mă înjure că am mâncat cămilă, dar eu sunt fericit. A fost senzațional de bun. M-am împrietenit și cu ceva domni de acolo, de lângă masa mea. Cei care ascultau cursele de câini erau din Pakistan. Dar niște domni așa bine împliniți, peste 100 de kilograme fiecare, baștani, cum s-ar zice în România. M-am invitat în Pakistan. S-au abonat, o să-mi scrie și ei pe YouTube. Mi-am zis că aici este cea mai bună mâncare din Dubai. Poate nu, dar mie îmi place foarte mult. Cămila, cu tot ce ați văzut acolo, cu salată, cu pâine, cu apă, cu tot, 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 tot. A costat 28 de dirham, cam 30 de lei, 31 de lei, cam așa. Foarte, foarte bun, foarte, foarte bun. Nu mă așteptam, aveam reticențe și mă așteptam să comand altceva. Așteptam să nu-mi placă, dar a fost extraordinar de bun. Trebuie să încerci tot timpul și să experimentezi. Foarte interesant. Să știți că primele 2-3 zile ieșeam afară și transpiram instantaneu. Litri de transpirație. Eram tot ud. E, acum nu mai transpir o picătură. O picătură. Aș vrea să vă arăt tricoul meu. Sufăr de la căldură, este cald, nu se poate merge prin așa căldură, dar nu mai transpir, corpul se adaptează la asemenea temperaturi. M-am și hidratat bine zilele astea și, nu știu, e foarte ciudat. Sufăr de căldură, dar nu mai transpir. Mai avem încă 200-300 de metri. O să mai caut ceva umbră pe aici. Aoleu. Mai am puțin. Uitați. Toată lumea ei sunt obișnuiți cu căldura. Și s-au oprit puțin aici.
și au tot felul de batiste și se ștergă de transpirație. Toată lumea așteaptă așa un petic de umbră. Vai de mine. Mai am cam 200 de metri. Nu poți respira afară, ți se oprește respirația. Dar de transpirat nu mai transpir. Se adaptează corpul. Uitați, asta cred că este cea mai aglomerată zonă din Dubai. Nimeni. Este un domn care abia merge. Dar în general nu mai este nimeni. Mai am puțin. Multă lume merge cu umbrela. Încă 100 de metri. După masă, după acea cămilă gustoasă, eu am mai stat prin cameră. Am zis, este îngrozitor afară. Uitați, a început lumea să circule. Și văd la piscina de vis-a-vis, așa că se vede, văd ceva oameni în piscină. Și cred că până se înserează o să merg și eu la piscina de jos. Așa, mai spre seară nu am fost niciodată. Și după mi-a rămas gândul la acel pui de la... am ghițit în sec, iar mi-e foame. Acel pui de la Carrefour. Mai țin minte cât era, jumătate de pui, 12, 13 lei. Și vreau să văd dacă chiar este gustos și merită. Eu tot nu pot să mă obișnuiesc cu aceste înălțimi. Eu acum nu mă uit, am pus doar telefonul, dar eu în jos nu pot să mă uit, vă spun sincer. Ia. Eu sunt la jumătate de metru de balcon. Dacă ești sinucigaș, cred că ăsta este locul perfect. Iar îmi scapă telefonul. Vai de mine. Ia. Ia uita ce s-a aglomerat pe stradă. Dimineața nu e nicio mașină, ia uite. Da. Mai stau jumătate de oră și mergem la piscină. Așa arată piscina seara. Este muzică, o să las doar fragmente din clip. Uitați, este atât de cald, nici seara nu mai umblă nimeni. În cea mai aglomerată zona Dubaiului. O să merg până la Carrefour, este noroc, am noroc că este aproape, e undeva în spate, la Pier 7. Și să luăm ceva pui. Am cheltuit ieri toți banii la Salvei, astăzi mâncăm pe buget. Eu cred că și puiul ăsta o să fie tare, tare bun. Hai să vedem. Am căutat peste tot și se pare că am avut noroc. Dar asta este ultima caserolă cu pui. Aici zice 8,50. Hai să vedem cât costă. Chicken leg. Picioare de pui. Mama mia. Din ce am învățat eu prețurile din alimentarea de sub hotel, din mall, acolo sunt cel puțin duble, dacă nu triple.
neapărat cumpărate la Carrefour, sunt foarte, foarte ok la preț și sunt cele mai răspândite alimentari. O să mergem sus să vă arăt ce am cumpărat. Puiul acela și vreo două dulciuri. Dar iar m-am enervat. Erau rușii în alimentară și au început să vorbească tare, iar se certau între ei că erau beți. Dar mai rău era că ele erau moarte de bete. Și se cred o rasă superioară, eu n-am nimic cu ei. Am un vecin, v-am zis, care e mai mult rus, n-am nimic cu nimeni, nu țin partea nimănui, dar se comportă extraordinar de urât. Se cred rasă superioară și țipă și urlă și se îmbată și Doamne ferește. Iar m-am enervat, mă. Bă, e clar că m-am enervat. De când sunt aici, să știți că nu am văzut un singur român. Chiar mă bucuram să aud un singur român. Și este plin, plin, plin de ruși. Și nu știu de unde sau cum se îmbată, mai ales ele. Să știți că rușii, 95% din ruși, nu arată că blonzi și ce vedeți voi la televizor. Toți sunt genul la tătar, mongol, chinez. Toți au așa ochii mici, n-am nicio problemă nici cu asta, dar fac foarte, foarte urât. Ele erau bete moarte, mai aveau puțin și cădeau pe rafturi. M-am enervat, ce să mai, m-am enervat. N-am nimic cu nimeni, dar să se comporte civilizat. Am ajuns în apartament. Hai să vă povestesc cu acei ruși. Toți erau morți, morți, morți de beți. V-am spus, cred că mai mult de 90% din ruși nu arată ce vedeți voi la televizor, Putin, Prigojin și toți încearcă să-l imite, mai ales bărbații, pe acel Kadyrov. Își lasă bărbile alea urâte, așa, fără mustață și jumate de barbă, lungă, așa. Toți sunt, arată tătari, mongoli, ceva de genul la chinezi și sunt tot timpul beți. Și fac urât, caută scandal, se iau de toți pe aici, se cred bogați, v-am zis, se cred rasă superioară, asta este evident. Vă spun de la 10 ruși pe care i-am cunoscut până acum. Nu mai, m-am enervat, gata, stau, mă calmez puțin și punem să mâncăm. Vă spun, ele erau moarte de bete și mai aveau puțin, dărâmau rafturile, să cadă pe mine, să mă împingă, să vorbeau pe acolo tare. Da, comportament urât. Haideți să vă arăt și ce am cumpărat. Aici este, nu știu, cred că aproape jumătate de pui. Este foarte mare. Copt. Aici, cred că o ciocolată. Aici o napolitană. Totul a costat 15 dihori. Dacă era tot ce am cumpărat aici în alimentarea de jos de la mine din mall, de subtul hotelului, era cel puțin dublu sau triplu. Abia astăzi mi-am dat și o seama când m-a rugat cineva să fac comparație, adică să fac comparație, să văd prețurile de la Carrefour. O treime din preț. Deci cumpărați de la Carrefour, dacă vreți să faceți economie. Dacă sunteți bogați, cumpărați de unde puteți. Eu am și ceva pâine de azi dimineață, dar o să mănânc fără. Hai să vedem cum este puiul la gust. Aici un copan întreg și acolo piept cu aripioară, cu de toate. Oh, mă descurc greu cu o mână. Îmi cer scuze că mănânc cu mâna, dar trebuie să vă arăt. Nu am cum să filmez altfel. Ia. Pui normal. Nimic deosebit. Sau în plus. Pui normal. Ce este deosebit este prețul. Ăsta a fost... Hai să mă uit încă dată. Ia, aici. Nici aici nu mai scrie. O să caut bonul și o să vă zic cât a costat puiul ăsta. Jumătate de pui. În Dubai. Este bun, dar să mă înțelegeți, nimic deosebit. Eu pui... Ca și la noi. Fraged. Gustos, dar nimic deosebit.
Chiar aici este jumătate de pui. Se aude o mașină nervoasă. Am mâncat partea aia cu copanul. Uitați cât mai este aici. Și totul a costat 8 dirhami 50, 8 dihori 50, 10 lei, 10 lei în banii noștri. Deci poți să mănânci un pui, dacă ți-e foame și ești mai mâncăcios, cu 20 de lei. Mi se pare un preț extraordinar de bun. Mi se pare ciudat că puiul crud este mai scump. Sau cel puțin am văzut aici jos, în alimentarea din Mall Marina. Uitați cât de bine arată. Telefonul meu acum se vede puțin întunecat aici, dar arată foarte, foarte bine puiul. Eu aproape m-am săturat cu acel copan. O să mai ciugulesc puțin și vreau să încerc și dulciurile. Toblerone, astea erau renumite pe vremea lui Ceaușescu, când eram eu mic. Cred că sunt renumite și acum. Ciocolata începe să se topească. La ce călduri sunt. Mă mir că, ia uite, se rupe. Hai să și gust. Mi-era poftă de un desert. Iar ăsta este excepțional. Parcă e mai bun din ce țineam eu minte. Poate că n-am mâncat de mult sau aici este altă calitate. Excepțional. Napolitana KitKat. Vă știu foarte bine, cred că odată la 2-3 luni mănânc câte o napolitană de asta mică. Vreau să văd dacă are același gust. Ia. Mama mea. E aceeași gust ca la noi. Foarte, foarte bun. Mi-e place mult KitKat. Foarte, foarte bună. Termin acest videoclip dimineața. Ia uitați-i pe ăștia cu parapanta. Am filmat aseară încheierea, dar era la o claritate destul de slabă, nu se vedea bine, nu știu de ce juca imaginea. Na. Vreau să vă spun că vă mulțumesc, la revedere și nu uitați, ținem legătura.